Yo, hei salutatorilor și bine v-am găsit la un episod din Carieră cu Steaua, mai nouă serie zilnică, deja de cam o săptămână, cred că se împlinește deja de când uploadez în fiecare zi Carieră cu Steaua și sper că vă place această idee. Bun, deci înainte de a începe însăși videoul, vreau să vă spun ceva ceea ce am spus și în videoul trecut, cât că pe final. Și știm cu toții că așa pe început suntem cu toți atenți. Deci, vorbind de noi idei de carieră sau posibil de a doua carieră care aș vrea să zic că dacă aș face două cariere în tandem. Să zic, fie continuăm cu Steaua, fie facem cu echipă de Liga 2. Dacă lumea zice, bă, termină cu Steaua, că deja e echipă prea bună, ai câștigat ceea ce ți-ai propus, închidem cariera cu Steaua și începem cu echipă de Liga 2 din România. Ok, bun. Dar totodată, bă, vreau să fac o carieră care să fie total separat de asta. Și nu mă refer că vai că aleg o echipă din străinătate, nu din România, nu. Vreau să fie ceva care să-l intereseze și pe ăla și pe ăla să se uite la ambele cariere. Nu să zică, bă, că e același lucru, numai echipa diferă. Nu. Vreau să fac ceva ca și o provocare. Adică, de exemplu, în cariera mea iau o echipă nu chiar cea mai mică, să zic de Liga 2-a, 3-a din Anglia, a 2-a, 3-a, deci totuși avem un mic buget. Sau poate și mai mică, de o dracului, dacă nu iau iar Portsmouth. Și vreau să iau jucători ciudați. Adică jucători ciudați, la ce te referi asta? Deci, acolo o să am niște reguli. Unul la mână n-ai voie să iei jucători deja mari. De exemplu, nu pot să-l iau pe... Nu pot să-l cumperi pe Kirikes. Deja Kirikes e un jucător mare. Nu pot să-l cumperi pe Bellerin. De ce? Pentru că cu toții știm că Bellerin evoluează foarte bine. Deci chiar și voi am observat cât de bine știți, de multe ori, mă rog, eu deja le știu pe de rost FIFA-ul, cât de bine știți anumiți jucători. Ia, Wendell, ăsta e cel mai bun LB care evoluează în joc. Ăla e așa. De exemplu, mijlocașul ăla pe care mi l-ați mai cerut unii dintre voi, Maier, cred că îi zice, Maximilian, să-i zicem. Ăsta, mi l-ați cerut foarte mulți. Pentru că deja cu toții știm că jucătorul ăsta evoluează impecabil de bine. Ok, dar ce-ar fi ca eu să cumpăr alți jucători care evoluează foarte bine, de care poate mulți dintre voi nu știți, n-ați aflat? Sau, de exemplu, să luăm niște jucători Alandala, fie că evoluează, fie că nu evoluează. Cum ar fi, de exemplu, atacantul ăla care ne-a îngropat la Euro, albanezul. Ia să vedem. Nu Afganistan, doamne feri. Că am dat de mai multe ori. Așa, Albania, da, venim aici, băgăm pe atacanți, da, și, de exemplu, luăm pe Sadiku. Bă, și luăm pe Sadiku la echipă. Și chiar gros în joc cum joacă Sadiku. Sau, de exemplu, putem lua jucători bătrâni, că de multe ori este faza aia. Bă, dar de ce îl cumperi pe ăla? Că ăla e jucător bătrân. Dar de ce îl cumperi pe ăla? Că ăla e bătrân. Că vai, că ăla-ți expiră imediat. Că ăla nu știu ce. Bă, dar de multe ori jucători ăștia bătrâni, să știi că joacă chiar bine. Deci, aia este iarăși o fază care ar fi interesantă. Bătrâni. Sau alții de care n-am auzit poate niciodată, poate sunt jucători care joacă la, nu știu, Levante. Joacă la Levante și are statistici foarte bune, dar niciodată nu l-am cumpărat, pentru că tot timpul ziceam că, bă, nu știu, că pot să-l iau pe ăla, că pot să fac aia. Știți ce vreau să zic? Deci jucători cea de genul, intrăm aici pe scout. Ne arată scout ea pe RB-ul ăsta, fii atent, RB-ul Manquillo, Javier Manquillo. Niciodată n-am auzit de el. Și, de exemplu, de multe ori nu l-aș lua, că aș fi zis, bă, nu-l iau pe ăsta, că îl iau pe Yedlin, de exemplu. Ia, cum l-am luat pe aici. L-am luat pe Yedlin pentru că am știut că Yedlin evoluează foarte bine. În cariera respectivă, eu n-am voie să-l cumpăr pe Yedlin, că e prea știut, știi? Și poate mie, dacă mi place cum arată Javier Manquillo, ce-mi place numele, așa, l-aș putea cumpăra. Și-l cumpăr, bă, și vedem cum joacă Manquillo. Vedem cum joacă poate al jucător de care unii dintre voi știți, dar nu l-ați testat niciodată pentru că poate e prea lent. De exemplu, Cheșeru. L-aș cumpăra pe Cheșeru. Nu? Da, de obicei tot timpul refuzam să cumpăr pe Cheșeru că ziceam că e prea lent. Deci, cam asta ar fi ideea, un picuț mai ținut ceva timp, dar sper că ați înțeles în mare parte ideea conceptului. Mă rog, încă nu-i nimic bătut în cuie, țin să zic, încă nu-i nimic făcut. Totul vom vedea pe finalul carierei respectiv, adică asta.
ce vom face, cum vom proceda, putem să mai mergem încă un sezon cu Steaua și să zicem, bă, continuă cu Steaua și fă-ți cea mai tare echipă posibilă. Știți ce vreau să zic? Bă, îl cumperi pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Dacă ajungi până acum în Champions League, mai mult ca sigur Gigi Becker să-ți dea bani și aia deja avem cea bani. Știți ce vreau să zic? Și te-ai scos. Sau așa, sau echipa de Liga 2 sau ideea mea cu provocarea. Oricum faza asta cu provocarea, fie dacă nu o doriți voi, că e ceva mai, e mai deoparte. Știu că mulți dintre voi tot timpul îmi ziceți, bă, cumpără-l pe Ghioțe, frate, sunt la Steaua. Și știu că o să am parte de câțiva de aia rătăciți și prin cariera aia și mulți o să-mi tragă, să mă tragă de urechi. Bă, dar de ce l-ai luat pe ăla? Bă, dar ăla pe care l-a luat nu joacă nimic, mai bine îl luai pe ăla. Bine, frate, știu, dar aia e ideea jocului. Că nu vreau tot timpul să câștig. Poate dacă sunt cu o echipă din Liga 3-a din Anglia sau o iau pe Portsmouth, cum ziceam eu, sau ia CFR Cluj, poate tot în România. Bă, deci, știi, vreau o provocare. Bă, să releg iarăși în Liga aia, să rămân în mijlocul tabelei, să fie cea nebunie. Nu, hai că ar fi tare. Oricum, ea deja mi-a luat o grămadă de timp să vă explic acest lucru și cred că cu toți așteptați, desigur, să înceapă meciul cu nimeni altă decât Barcelona și îmi cer scuze că v-am luat atâta din timp, dar na, trebuie să explic asta și da, hai să revenim, desigur, la oițele noastre și să trecem la treabă. Bun, fac aici schimbările, desigur, care ni le trebuie. Paul Papp încă accidentat acolo, bă, cam iaș. Toșca cam obosit, Gardos un pic așa și așa obosit. Nasol, 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 rău de tot, dar na, asta este, n-avem ce face. Da, ok, hai lăsăm așa, ce a fi, să-i dăm bătaie. Bun, meci de meci aici, suntem pe Național Arena, FC Steaua vs Barcelona. Stadionul este full, 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 plin ochi. Deja este incredibil, s-a zis un nou record, un nou record la vânzare de semințe și petarde per secundă. Se vând incredibil de bine aceste lucruri și totodată și shawarma de pe colț. Incredibil cât de bine se vinde. Dar totuși, hai să vedem ce va face Steaua în acest meci foarte important de Champions League. Meciul din deplasare s-a terminat 1-1, un scor destul de decent, foarte decent aș putea spune. Și desigur este bine că am dat noi un gol în deplasare, dar desigur acum trebuie să ne ținem foarte bine că na, totuși ne batem versus Barcelona. Aici primul șut a fost al lui Roberto, un șut chiar foarte bine plasat acolo și ca noroc că l-avem pe Dragoschi în poartă, nu pe Niță sau Cojacaru și foarte bine apărat acolo. Azi de mai aici eroul nostru Almuhad, care a dat un gol absolut senzațional data trecută. Poate va mai da un gol și acum, cine știe, eu sper că da. Ia să vedem foarte bine, tiki-taka Barcelona, clasic, foarte frumos, aici pasă-l către Neymar, dar este în out. Azi de mai aici Yedlin se gândește, o pasă-ți la Gardos frumos către Filip, aici o întoarcere a lui Filip, foarte bine. Pas acolo către Kennedy, către Bakambu, incredibil ce bine ține Bakambu. De minge Bakambu, nervos, aici vrea și el un gol. Și șută Bakambu! Ce șut bun a fost acesta, dar din păcate prea sus a fost peste poartă. Dar totuși șutul, cum am văzut că se duce mingea, a fost un șut foarte bine prins, foarte bine executat acolo. Excepție ținta, atunci ar fi fost excepțional de bine. V-ați prins. Ok. Dragoschi din nou cu niște reflexe de genul omul Păiangăn. Foarte bine, ia acolo reclamă la Apple și Sony și Samsung. LOL. Aoleu, reclamele astea, mă. Opa. Nu. Bun. Hai, concentrare, grijă mare, Suarez este periculos, e foarte periculos Suarez ăsta, mă. Ce jucători, tot timpul am zis, mulți îl înjurau pe atunci, că vai, că canibalul, că nu-i bun, că nu știu ce. De tot timpul ziceam, bă, Suarez e un jucător șmecher, uite, și mă distra faza cu canibalul, ce drept, dar... Opa, Kennedy! Ai, dacă eram și eu mai atent, aoleo, dacă eram mai atent, bă, gamiaș. Na, oricum, chestia este că ușor am pătruns acolo pe cei de la Barcelona, deci le-am găsit așa o zonă moale unde putem ataca cu cuțitul. Hai să ne mai aici pe Messi, pasează către Iniesta, geniul Barcelona, bă, ce jucător, cred că o să așa de rău să-mi pară când o să se retragă jucătorul ăsta. Sau nu neapărat când se retrage, când se va duce și el la bani, știți ce vreau să zic, la
banii americanilor, la banii turcilor sau la banii arabilor. Depinde, oricum, jucătorul ăsta, frate, Dumnezeule, bă, cât de bine joacă, bă, cât de bine joacă, cât de bine pasează, cum vede meciul degeaba, mă, e bun Iniesta asta, mă. Mă rog, ia să dăm Stanciu, pasă aici, prins, interceptat de către Roberto, care pasează către Iniesta, Iniesta aici, Dani Alves, ce tiki-taka aici, loc, ce pase. Dani Alves, bravo, Toșca acolo a fost pe fază, din păcate, Paul Papp ne-a trădat groaznic acolo, s-a accidentat când nu se poate mai rău și am văzut acolo ceva, numai că ea cam tătita, dar poate voi ați observat, că se vorbea acolo în tabelele alea, gen, și că Arsenal, care este în finala Champions League, că a bătut-o pe Real Madrid, cred că, adică în primul tur a fost 3-1, am ucit drept Realul, poate să întoarcă scorul, dar totuși 3-1, bă, totuși a ajuns și Arsenal în semifinale, deci, pap, ofertă bună, dar, na, vedem noi, iau, bă, Dragovski, Pitalo Dumnezeu Dragovski ăsta, mă, cum apără. Dumnezeule, impecabil apără Dragovski ăsta, mă. Deci, de ce nu mi se mișcă camera, mă, se odată mai spre joc? Aoleo, joc handicapat. Bun, Dragovski cu mânușile lui de sudor în puii mei. Cred că asta iar a fost un jeg de ăsta băgat de către patch. Nu te mă zici care mânuși de sudor, Dragovski, frate. Opa, Stanciu, aoleo, piche. Puii mei. Hai, bă, Piqué, așa parcă, așa ca și o balerină, și-o pus acolo un piciorul, pop, și gata, l-a deposedat pe ăla. Ok, ia să vedem, Toșca, foarte obosit, nu vreau să risc, dacă îl pun pe Pintili, pula mea face la acolo, hai să-l punem pe Carp, mă risc aici cu Carp în apărare, dar decât Pintili care, și eu Pintili, decât Toșca care este foarte obosit, mai degrabă mă risc cu Carp, care n-are stamina toate cele, de face treabă, chiar și așa obos, chiar și așa, stai întâi, grijă aici, Carp, ia-l-ai pe Carp, bă, nu știu ce să vă zic, dar mie chiar mi-a plăcut de Carp când era la CFR Cluj, nu știu mă, dar dădea semne, că era bun, era aia, bă, și are potențial jucătorul ăsta, mă, numai că transferul ăsta la Steaua l-a îngropat. Opinia mea personală, pe ce ziceți voi. Dar opinia mea personală că transferul lui la Steaua a fost, mă rog, na, el s-a bucurat și toate cele că a zis că, știi, ca și orice alt jucător când primește oferte de la Steaua, ar fi trebuit să fie și picat în cap să o refuzi, știți ce zic. Excepție dacă ești, desigur, unul la echipa rivală. Dar chestia este clară, adică, bă, nu-i bun pentru cariera lui, atâta talent, atât, putea fi ceva la CFR, dar acum, la Steaua nu-i jucat, așa, că sunt alții mai buni, îmi pare rău de el, păcat, ar fi putut fi ceva senzație nouă în fotbalul nostru, sau de fapt ăsta e moldovean, Carpi moldovean, nu? Ăla e din Moldova, sau e român, nu știu, știu că era cea aici o fază, Moldova, România, Moldova, mă rog, dă-l încolo, nici nu știu de ce mai e faza asta, trebuie să fie una și gata. Oricum, ies de Iniesta, bravo, Bacambu, acolo se luptă pentru minge cu Iniesta, dar Iniesta degeaba, bă, este un magician al mingii, mă. Aoleo, încă e 0-0, minutul 63, ui, ce intrare dură acolo, e galben Pap, da, Carp. Așa, hai să-l punem pe Maxim în locul lui Stanciu, nu avem ce-i face, trebuie să faci niște schimbări, trebuie să-l scoși pe Nacho, îl punem acolo pe Almuhad și am rămas fără schimbări. Din păcate, Filip acolo și Bacambu o să fie o durere. Dar am ce-i face, trebuie să fac respectivele schimbări, încât să mai fiu bun și în atac, încât să mai am șanse în atac. El aici pe Carp, oi, destul de solid omul, e bun ca și apărător, că e așa solid, mă rog, mă refer în joc. Hai să vedem așa, apa, stai, apa, să-l pun aici pe Filip, bun, grijă, ok. Minutul 68, aproape de 70, încă supraviețim chiar foarte bine împotriva Barcelonei, grijă, Dragovski, bravo. Bravo,
Bă, Dragos, chestia asta, mă, deci dacă termină meciul sau dacă câștig meciul, să zic că dau un gol de la din noroc, bă, eu pe Dragos chiar zice să fie omul meciului. Frate, câte salvări au avut, câte intervenții au avut omul ăsta. Bă, prea de tăt, la 19 ani. Damn. Hai să vedem aici Al-Muhad, de exemplu, în cariera respectivă, aia, din nici pe Dragos nu l-am putea lua, pentru că l-am folosit acum în cariera asta, știi ce zic? Și odată ce am fost în cariera asta, deja cu toții știm că, bă, Dragoschi evoluează foarte bine. Hai să luăm alți portari, poate alții care nu evoluează, dar joacă foarte bine. Și, deci, na, mă rog, iar am intrat în subiectul ăla. E, mie mi se pare idee foarte faină și dacă nu o să fie aleasă, oricum nu-i niciun bai, că o să-l fac eu în offline. Că mă amuză ideea. Vreau să aflu în jocul ăsta FIFA și alți jucători șmecheri, nu doar așa pe care deja îi știm sau pe care deja sunt consacrați. E aici un șut puternic al lui Dani Alves, n-a fost să fie totuși, 2 șuturi Steaua, 8 șuturi Barcelona, da, mi se pare realist, poate ar fi trebuit mai multe șuturi Barcelona, dar n-a ies cu posesia și cu tiki-taka-ul. Bun, deci grijă, opa, nu, Rachi, bă, Dragoschi, bravo, mă, Dragoschi, așa, frumos, pa, către Maxim aici o pasă riscantă, dar Sergio degeaba e înalt, omul prinde fără probleme. Dar a fost o pasă bună dacă nu era unul așa de înalt. Ha, și se prindea acolo, pac, se ducea Al-Muhad și gol. Iar Maxim aici recuperează mingea foarte bine, bravo Maxime. Kennedy, pasează aici către Maxim, stai un pic Maxim. Deposedat de către Iniesta, Rakitic acolo, pasează foarte bine către Jordi Alba. Jordi Alba degeaba, Martei acolo. Oh, iară Jordi Alba. Bă, ce se întâmplă aici? Grijă, Messi și Jordi Alba. Nu-i bine, Carp acolo. Oh, Gardoș, un pic a deviat mingea. Mă temeam să nu-și dea autogol, dar... Na, ca noroc că a fost genul acela de cazuri care a făcut munca mai ușoară lui Dragoschi. Arbitrul spune 4 minute adiționale. Va fi curios ce se va întâmpla după ele. Ai, du-te în pizda, mătii! Bolonov, un jucător de-a meu, ce mi l-a împiedicat pe Mastor, frate. Ai, de pula mea. No, bravo, Gardoș. Și se termină meciul 0-0, 0-0 pe Național Arena, meci versus Barcelona. Dacă logica mea am dreptate, nu ar trebui să trecem mai departe având în vedere că le-am dat un gol în deplasare. Ia să vedem. Ia să vedem, facem Champions League, toate cele acum, desigur, o să facem câteva zile. 1-1 acolo, așa, 3-1 cu bun, dar stai un pic, încă nu știu dacă ei și-au jucat meciul. Ia să trecem așa, bun. Și acum... sunt foarte curios. Hai. Înapoi. Wow. Da, trecem noi în finală. Steaua este în finala Champions League cu Arsenal, care a bătut-o pe Real Madrid cu scorul de 5-2. Bă, 5-2. Incredibil. Steaua trece mai departe de Barcelona, cu greu ce drept. Am trecut mai departe doar că noi am dat un gol, desigur, în deplasare. Dar totuși, bă, mi se pare o surpriză chiar mare cu Arsenal ce face aici împotriva Realului. Dumnezeule, bă, ai de cap, mă, ce-au făcut ăștia. Ioi. Bun, de fapt nu, hai că le stă pe ăștia, așa, Kennedy într-o formă de senzație în ultimele zile, hai că îl scot pe Amartei să se mai odihnească și el, că chiar dacă e o stâncă Amartei ăsta non-stop ar juca, trebuie să-i dai și lui câteodată niște momente de pauză, îl punem acolo desigur și pe Carp, rolul de capitan, zic să revină lui Maxim, dă-l dracu, așa, bun, tiki-taka. Este mai aici ultimul meci, desigur, împotriva celor de la ASEA, nu contează scorul, 5-0, 2 goluri Ivan, 1 Kennedy și 2 Budescu, bravo, bă, Budescule, mă, incredibil ce face Budescu, bun, team stats, player stats, asta vedem așa, player stats, desigur, hai să vedem aici, nu cupa rămâne, Liga 1 Orange, pe locul numărul 1 ca și goal getter, Stanciu cu 17 goluri,
Pe locul numărul 2 este Al-Muhad cu 15 goluri, cei doi stâlpi de rezistență de la Steaua, Stanciu și Al-Muhad. După aceea este William de la Astra cu 12, la egalitate cu Dedov de la ASEA cu 12 goluri, Matulevicius de la Botoșani cu 11, restul citiți și voi. Bacambu pe care aveam niște tentații să-l vând, având în vedere că o fost mare parte rezervă, trebuie să nu uitați acest amănunt, mare parte a fost rezervă, 11 goluri. Ivan, 9 goluri, la egalitate de goluri cu Nacho, care l-am cumpărat recent și n-a trebuit să evolueze și toate cele. Și l-am luat amun iar. Nu. Și l-am luat amun... Nacho trebuie un pic de adaptare. El cred că dacă ar fi să mai jucăm un sezon, atunci ar juca bine. Dar oricum, fiți atenți că jucători de la Steaua avem aici ca și golgheteri. Ia, Hakim Mastur. Hai să numărăm. Deci, Stanciu 1, Al-Muhad 2. Așa, Bacambu 3, Ivan 4, Naciu 5, Mastor 6, Budescu 7, cu Budescu 7. Bă, Budescu, bă, e și el aici, mă, la golgheter, incredibil. La asisturi, hai să vedem asisturi. Asisturi, Bacambu 6 asisturi, Stanciu 6 asisturi, la egalitate cu Alibec și Cârstea, care, mă rog, sunt primele locuri, gen. Și Budescu, pe locul 11, bă, Budescu, mă, ce bun e Budescu. Ia Maxim și Amartei, până și Maxim și Amartei s-a făcut. Bă, dar păi toate, la final, oricum la final, după Cupa, după Cupa României și Cupa de Plast, și poate și Champions League-ul ăla, o să fac un video strict cu statistici, unde o să intrăm și o să vedem, desigur, fiecare jucător, cât de mult a evoluat respectivul jucător, cât de bine joacă respectivul jucător și chestii de genul acesta, că desigur vreau și eu să văd fiecare ce și cum evoluează, desigur, și o să fie interesant, o să fie mega ultra interesant asta, foarte bine, deci o să fie un video cu statistici și ala cât a evoluat, ala cât a evoluat, ala câte goluri a dat, ala câte asisturi a dat, că vedeți, eu nici nu știu că Budescu, care a fost o rezervă non-stop, Budescu, chiar joacă în halul ăsta de bine, adică a dat o grămadă de asisturi și a dat chiar și goluri. Incredibil, nebunul de Budescu. Oricum, până pe data viitoare, vă urez numai bine, uraș la gară, nu uitați de like, bye bye!